camelia bucătărie sau prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face o salată de orez și vom avea nevoie de orez, circa 150 de grame, o ceapă verde, un praf de sare, 3 ouă, 2 în interior și unul să decorăm, crembuști, 1-2 castraveciori murați, maioneză, un pic de ulei. La 150 de grame de orez gata fiert, voi pune puțină ceapă și am să fai puțină ceapă verde, nu toată. Punem după gust. Așa. O să le pun așa în jurul, așa aici. Așa. Și am să tai. Am să tai puțin ceapă verde. Am să pun și din partea cea verde, puțin, așa. Nu, ne plac și foile de la ceavă. Așa, puneți după gust, depinde cât orez aveți. Așa. Și acum voi pune această ceapă într-un bol. Așa, și voi presura puțină sare peste. Aici avem 3 ouă, eu am să pun 2 în interior și 1 am să decorez. Și le tăiem așa bucățele. Așa. Și vom pune aici, peste orezul nostru. Eu am și crembuști, puteți pune și cărnăciori dacă doriți, sau păstrămioară, ce aveți. Așa, și am să tai tot așa bucățele. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem salată de orez. Începem cu salata de orez. Așa. Cu ouă fierte, cu crembuși, cu cârnăciori, cu piept de pasăre. Ce aveți, puteți pune în interior. Așa. Aici am pus și ceapă verde cu puțină sare. Așa. Și o să punem și pe aceasta. Și un castravecior murat. O să punem. Îl tăiem așa bucățele. Sau la oțet, castraveciorul, de care aveți.
lascia aici peste. Așa. Aici avem o lingură și o să punem și ceapa peste. Ne-am lăsat un castravecior nou ca să decorăm pe deasupra. Ceapa o puneți după gust. Deci amestecați și apoi gustați. Și dacă mai e nevoie, mai adăugați puțină ceapă. Așa. Eu voi pune și puțin ulei. Punem și puțin ulei. Putem face cu ceapă verde, cu măsline, de post. Așa. Și am să pun și o lingură de maioneză. Și maioneza puneți după gust, cât doriți. Așa. Deci cam o lingură. Și amestecăm. Amestecăm bine și salata noastră este gata. Ia uitați ce bine arată. Așa. Am să dau deoparte fundul. Și amestecăm bine, 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 bine. Acum o să punem pe o farfuriuță și o să o decorăm. E să-mi șterg așa aici. Mi-am lăsat un castravete și unul ca să decorăm. Așa. Aici am un bol. Și o farfuriuță unde o să punem. Așa. Și voi pune salata noastră, așa, în acest bol, doar o parte, jumătate din salată. Bună ziua, Rodica, bună ziua, Filoteia, bună ziua tuturor, bine ați venit la Camelia, în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase și nu numai. Astăzi facem salata de orez. Folia în interior la acest vas. Așa, o să o bag în interior. Și am să pun o parte din salata de orez. Deci am amestecat bine și acum punem jumătate din ea. Așa. Apăsăm așa bine. Așa. Așa. Și acum închidem. Vedeți? Am pus așa în interior și închidem și apăsăm puțin. Așa. Și apoi o să punem pe farfuria noastră. Ca să-i dăm formă. Și între timp, cât se așează așa bine aici în interior, o să tăiem ca să decorăm deasupra. Și aici avem un ou.
Așa. Și am să-l tai în două. O să scoatem gălbenușul. Și acum vom tăia așa. Să răsturnăm pe farfurie Dacă dorim, putem pune și puțină maioneză, așa pe deasupra. Puțină, puțină. Am făcut pozna. Așa. Și astăzi vreau să mă joc. Așa. Astăzi ne jucăm. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Astăzi facem salata.
Așa. Încet, încet prinde forma. Așa, am făcut o folicică. Așa, și ia să tăiem. Aceasta este salata simplă. Ia uitați cum a ieșit. Am încercat să mă joc puțin. Așa. Sălățica noastră. Am să dau deoparte cremuștei. Când tăia și... Ia să vedem. Să punem așa. Să vedem cum vine. Să ne jucăm. Așa. Puleța e și frumoasă. Eu am să o las așa, am să-i fac și o poză ca să o punem și pe canalul de YouTube, ca să o recunoașteți. O să o fac ca acum. Așa. O să facem poza împreună. Căutăm să fie cât mai interesantă poza și mai frumoasă. Așa. Ia să vedem. Și după aceea ne alegem una dintre ele. Așa. Și am făcut și poza noastră pentru YouTube. Și acum dăm deoparte, dăm la frigider. Și poftă bună cine dorește să o prepare.